Bună ziua, dragii mei! Astăzi, iată-ne și pe 1 aprilie. Iarna asta este ceva de nedescris, nu ne lasă deloc în pace. Săptămâna trecută am avut o săptămână de zăpadă și de ieri a început iarăși. Corcodul și s-a dus. Piersicul, uitați, cireșul l-a afectat și pe cireș. Prunul încă nu a florit. A, cine știe mugureștea ce-o fi cu ei. Acum vedeți, albinuțele au prins o verme de găsălniță. Ce să fac? Stau aici. Caut apă. E și mortalitate, albină bătrână. Asta este situația. Albinuțele așteaptă. Așteaptă primăvara. Și primăvara nu vrea să mai vină. Stupii s-au dezvoltat cât au putut și de bine. Ce, albinele sunt strânse în ghem. Uitați. Bagă-te înăuntru, pe afară. Nu știu anul ăsta ce vom face. Avem și problema asta cu gripa, cu virusul. Cred că o să pierdem și culesurile. Că ne dau ăștia două-trei amenzi să duce pe tot profitul nostru. Așa că, cred că mai bine stăm acasă cu ei. Asta e puterea stupilor. Am ramă după diafragmă, nici nu se duce pe ea. E frig. Fiecare an de apicultură vine în ce în ce mai rău. Am trandafir, a căzut pe jos. Mărul e cum îl vedeți. Florile astea s-a afectate. Cine știe dacă mai au. E înghețat. Gheață pe ele. Uitați cum arată dealul. Zăpadă pe 1 aprilie. O fi păcăleală. Ne-a tras-o de 1 aprilie. Multă sănătate vă doresc. Și să aveți spor în noul an. Și să scăpați de virusul ăsta, că nu-i de noi. La revedere!